Bună ziua, doamnă profesor! Bună ziua! Semina Ștefan. Da, mă numesc Daniela Semina Ștefan, sunt profesor la Universitatea Politehnică București, Facultate de Inginerie Chimică și Biotehnologie. Am citit cartea noastră, Păcatele noastre, bolile noastre, mai de mult. Da, prima ediție, într-adevăr, a fost imediat ce m-am angajat aici, a fost în, cred că în 2001, prima ediție, după care am ajuns la a șaptea ediție, îmbunătățită și adăugită cu capitole noi care vin în sprijinul celor... Și unde se găsește? Este pe internet? Este... Această carte nu a fost... Eu am dăruit-o de fiecare dată când am publicat-o. Am publicat în număr redus și a fost doar un dar pentru cei care au avut interesul să o citească. Deci nu este numărată de... N-am scos-o într-o ediție lărgită, ci ca dar pentru cei care au fost interesați să cunoască mai multe despre asta. Da, păi mi-a plăcut și mie să o citesc. Da, cu drag. Super. Sigur că da, vă dau ultima ediție. Va fi și asta adăugită din nou, pentru că de fiecare dată când am un dialog pe o anumită temă cu Dumnezeu, El îmi spune, mă învață și pe mine și atunci și eu scriu și capitolul acela pentru toți ceilalți, astfel încât să fie învățătură și pentru mine și pentru alții. E ca un dar al meu pe care l-am primit de la Dumnezeu și îl dau și eu mai departe, așa cum se dau darurile. În ceea ce privește cunoașterea pe care o primesc atunci când Dumnezeu îmi spune, îmi răspunde la o întrebare pe care o pun. Cum comunicați cu Dumnezeu? Simplu. Pun o întrebare și El îmi trimite în minte răspunsul. Sau îmi trimite oamenii care îmi dau răspunsul. Sau îmi trimite întâmplarea prin care învăț și mi-arată despre ce e vorba. Despre ce este vorba în prima carte? Păi nu este vorba despre ceva, este o esență. Prima carte este o esență pură. Nu este nimic al meu, eu doar am scris, pentru că acea carte este prin dicteu. La ora 5 dimineața, când mă trezesc, pun o întrebare, dacă am o întrebare, mă liniștește cum vede Dumnezeu rezolvarea problemei X, sau mă întreb, am o întrebare legată de o problemă de viață, pur și simplu, îmi răspunde, pur și simplu, dimineața simt nevoia să scriu, uneori scriu fără să știu ce mâncar să scriu, doar îmi vine întrebarea, doar mi-o pun și atunci vine răspunsul, scriu și apoi citesc. Și după ce citesc, după ce citesc, învăț și eu ceea ce am vrut să spun. Păi, chiar că așa am spus și eu, acum, același cuvânt. Da, deci, eu nu vă cunosc pe dumneavoastră, n-am citit, vă rog să-mi cer scuze, pentru că eu nu am fost interesată și o să vă explic de ce. Pentru că dacă pun întrebarea și răspunsul vine de sus, nu mai am nevoie să citesc nimic decât doar să fiu interesată, să pun întrebarea ca să primesc răspunsul. E depinde doar de mine, de nivelul meu, de dorința mea. Atunci, am înțeles. Și care este esența? Esența este iubirea. E doar atât. Și cum ajungem la iubirea? Cum ajungem la ea? Foarte simplu, doar să iubim. Să învățăm să iubim. Asta e esența tuturor lucrurilor. Așa cum, dacă aș citi cartea asta, am spus de la început. Am citit-o de mult. Da, era, atunci eram un copil care pornea să scrie cărți, probabil că dacă ați citit prima, a doua ediție, cu multe greșeli gramaticale, dar însă fără greșeli spirituale. Înțeles. Pentru că asta era. Eu am fost doar cel ce a scris, n-am mai fost atentă dacă, din punct de vedere gramatical, e corect totul acolo, ci doar că am scris ideile care veneau și cum veneau, exact frazele cum veneau. Nu știu, trebuia să trec prin filtrul meu, din punct de vedere gramatical, dar eram prea fericită pentru ceea ce primeam și modul în care mi se destăinuia Dumnezeu era pentru mine o mare bucurie. Ce înseamnă a iubi? Ce înseamnă a iubi? Așa cum a iubi înseamnă ca în permanență să dăruiești ceea ce ți-ai dori să primești, dar să fie mai profund, ar trebui să simți în permanență iubirea lui Dumnezeu ca să înțelegi ce înseamnă profunda iubire. Eu l-am cunoscut personal. Când l-am cunoscut, mi-a arătat ce înseamnă iubire. Asta a fost prima lecție. Cum l-ați cunoscut? Direct, pur și simplu. A vrut el să vină și a venit. M-a îngheiat pe cap și de atunci am fost... A simțit... Nu, l-am văzut, nu că l-am simțit. Cum l-ați văzut? Cum arată?
pur și simplu plin de lumină, deci o entitate plină de lumină. Trebuie să spun că eu sunt din Voinești, Lerești, județul Argeș. Locuiesc chiar lângă biserică. Casa mea este aproape poartă în poartă cu biserica. Și într-o noapte de octombrie am văzut în ușa casei noastre o entitate plină de lumină. Era lumină ca și cum era ziua. Și îmbrăcată într-o mantie aurie, dar plină cu cruci pe ea. A fost foarte important asta. Foarte important pentru că atunci când am mers să spun, să mărturisesc la preoți, au avut 10.000 de variante, dar prin faptul că era prezența crucii, a exclus orice fel de variante. Deci Dumnezeu a știut ce va urma și m-a păzit. Fiind în ușa casei, a înaintat înspre mine și s-a plecat asupra patului meu și m-am înghiat pe cap. Atunci m-am înghiat pe cap, mama mea a venit în pragul ușii ei, dar n-a lăsat-o să se apropie. El s-a întors în pragul ușii noastre, de unde apăruse, sunt două uși aproape, și mă privea. Iar eu în timpul ăsta dialogam, se dialoghează numai prin zona pieptului, și dialogul a fost ceva de genul, cine ești? Și l-am întrebat, ești unchiul meu, Rică, care murise? Și mi-a spus, nu sunt. Dar în prag stând, mama mea, uitându-se la el, mama mea nu o vedea. Nu-l vedea, dar eu îi vedeam pe amândoi. Deci eu eram într-o stare în care puteam să o văd pe mama mea, care era sculată și se uita să vadă cine e în cameră, și el care o privea pe mama mea, dar mama mea nu-l vedea. Eu îi vedeam pe amândoi. Deci era ca un bătrân? Nu, era un tânăr plin de viață, puternic, plin de energie, dar când m-am îngheiat pe cap, am simțit ce înseamnă iubirea, când m-ați întrebat ce înseamnă iubirea. M-a copleșit o stare de pace, de liniște, de bucurie și ca și cum te mânghe, nici nu știu, ca și cum te mânghe Dumnezeu, dacă aș putea să înțeleagă cineva ce înseamnă asta. Atunci am simțit că mă copleșește iubirea, am simțit că ființa aia care m-a mângâiat mă iubește cu toată ființa, din tot sufletul ei mai presus de orice iubire pe care am cunoscut-o până atunci. Atunci am învățat prima oară ce înseamnă să iubești. Și ați mai dialogat? Tot timpul. Din momentul ăla totul a fost numai un dialog între mine și Dumnezeu. Toată viața mea. N-am mai putut să fiu niciodată altcineva. E ca și cum în momentul ăla mi-a deschis ochii, dar de fapt să știți că chiar mi-a deschis ochii. Am început să văd, am început să fiu altă ființă, am început să mă schimb totalmente, să vreau să văd ce vrea de la mine, pentru că atunci când am întrebat cine e și ce vrei, nu mi-a răspuns. Decât m-a dat impresia că va trebui să mă descoperi. Și eu asta am făcut. În permanență, în fiecare zi a vieții mele, de la 16 ani jumătate, n-am făcut decât să îl descoper și să mă bucur în fiecare clipă de darul extraordinar pe care l-am primit. V-a ajutat în viață? Să mă ajute? Viața mea este cât se poate de frumoasă. Este tot ce e mai bun pe lumea asta. Este un dar de la A la Z. Este ceea ce nici prin gândul meu n-aș fi gândit că poate să obțin deodată. E o mare bucurie. O consider că mai dar mai mare decât o viață pur și simplu, așa cum este ea, oricum ar fi ea. Este extraordinară în esența ei. Ați avut necazuri în viață? Nu pot să le spun necazuri. Pot să spun că încercări. Doar atât. Cum ați trecut peste ele? Doar cu Dumnezeu. A fost pagăza și coordonatorul. Adică ați cedat? Adică? Ați luptat, v-ați apărat sau ați cedat? Nu, doar m-am rugat la Dumnezeu să se rezolve El. Eu, ce pot, puteam eu. Deci ați cedat? Nu că am cedat. I-am spus, Doamne, Tu ești puterea mea. Ce pot face eu? Uh-huh. Am eu putere să rezolv ceva? Eu sunt un nimeni. Tu, dacă vrei, oricare ar fi drumul pe care Tu îl vei alege, eu voi merge oricum ar fi. Și dacă trebuie să mă umilești, și dacă trebuie să, ca să învăț smerenia, va trebui să mă umilești, dacă va fi nevoie să fiu sărac, să fiu sărac, asta este soarta pe care tu crezi că o meri cel mai mult. Dacă trebuie să, orice încercare mi-o dai, am primit-o cu bucurie. Chiar dacă la început poate nici n-am fost destul de înțeleaptă să o percep, dar cu timpul trecând zi de zi am înțeles-o, mai devreme sau mai târziu. Vă supărați? Uneori. Dar eu sunt perfect, mă supăr repede, dar îmi trece extraordinar de repede. Adică dacă m-am supărat acum 2 secunde, a treia deja mi-a revenit.
Da. Am fi interesat să ne demonstrați științific că Dumnezeu este peste tot, se poate? Să vă demonstrez științific că Dumnezeu este peste tot, da, vă pot spune. M-am spus și în carte de la început. Dacă ați citit despre principiul lui Lăușatărie, principiul Lăușatărie spune așa că dacă într-un sistem în echilibru apare o perturbație, sistemul acționează în sensul diminuării efectului și perturbației. Într-un sistem în echilibru, care este universul în care trăim, care este numai iubire, în momentul în care apare ceva care creează un dezacord, creează agresiune, sistemul exclude agresiunea, adică apare o boală sau chiar moartea persoanei care încearcă să destabilizeze sistemul. O dovadă mai mare de iubire nu poate să fie și științific. Se poate, oricine perturbă un sistem, are de-a face cu sistemul. Deci luptă cu sistemul întreg. Un sistem întreg luptă împotriva lui. Fantastic. Da, este foarte simplu asta. Dacă tu nu știi să iubești și vrei să introduci în sistem ură, dezechilibru, adică agresiune, sistemul va răspunde. Iar o să dai vina pe sistem, Dumnezeu a creat un sistem perfect în care funcționează numai în condiții de iubire. În momentul în care vine un agresor, încearcă să-l excludă din sistem. Și are toate mijloacele. Absolut. E creat special pentru asta. Are toate mijloacele de să-l excludă. Deci vreți să spuneți că noi de obicei luptăm cu Dumnezeu? Poftiți? Noi luptăm cu Dumnezeu de obicei? Da, suntem cu sistemul. Cu sistemul, adică cu ceea ce a creat El din dragoste. Suntem permanent în luptă cu Dumnezeu, adică suntem de o trufie extraordinară. Aproape absolut toate gesturile pe care le facem și în momentul în care suntem nemulțumiți, nu facem decât să luptăm cu Dumnezeu. Să nu ne acceptăm soarta, să nu ne acceptăm încercările, să nu acceptăm absolut toate darurile pe care le primim, pentru că suntem la școală, învățăm să iubim, Pământul este o școală a iubirii, am venit aici să învățăm să iubim și noi în fiecare moment, în fiecare clipă judecăm lecțiile pe care le primim. Minunat ce spuneți, mai pot să mai vin? Când doriți, eu cu multă dragoste vă vorbesc despre Dumnezeu, pot să vorbesc fără oprire. Povestiți și momentul cu copilul, e foarte... Care? Cu copilul, când ați zis că erați obosită și... Da. Da. Vreți să vă povestesc? Ce poveste? Nu e o poveste, e o realitate. Orice realitate. Sunt revelații pe care le-am primit, pentru că pe mine Dumnezeu m-a învățat prin revelații. Adică m-a pus în fața unor evenimente, le-am văzut, le-am trăit și le-am... Am înțeles, m-a învățat direct, cum să spun. Când n-am înțeles, mi-a repetat. Uneori mi-a repetat chiar de 3-4 ori, că nu percepeam. Pentru că astăzi am vorbit cu doamna Nghea și aș vrea, dacă se poate, să povestesc, de exemplu, cum am învățat eu să nu mă atașez. Să nu mă atașez și să nu încerc eu să coordonez și să intervin în viața oamenilor, să încerc eu să-i duc pe ei pe drumul pe care mi-aș dori eu să fie ei. Și vreau să vă spun că am avut o viață, trebuie să spun că am 3 copii. 3 copii mari, i-am făcut, știam că o să iau, Dumnezeu mi-a arătat că o să am 3 copii. Mi-a arătat și cu cine mă voi căsători, nici măcar nu vorbeam cu băiatul acela la momentul ăla, nu știam nimic, dar mi-a arătat cum vă văd pe dumneavoastră. Am văzut într-un coșuleț pe dulapul camerei unde dormeam eu, acolo 3 copii, și lângă mine, în momentul în care mă uitam la ei, am văzut pe soțul meu. Pe viitorul meu soț, care nici nu eram decât amici. Și atunci am știut că așa va fi. Deci aveam 2 copii și nu, eram eu și cu soacra mea să avem grijă de ei. Și aveam 3 bărbați și 3 copii. Era 2 copii ai mei, un copil al cumnatului meu. Cumnatul meu și soțul meu și socrul meu, eu și soacra mea aveam grijă de toată această familie care foarte greu era să putem face față. Și într-o zi primisem un rezultat de analiză, făcusem o analiză pentru fetița mea, cea mică, atunci, și avea geardia. Trimisese mesaj doctorul de la spitalul de la Câmpul Lung că are geardia. Pentru că eram foarte ocupată și prinsă cu rezolvarea problemelor astrafizice, materiale, de zi cu zi, n-am mai avut timp să mă ocup de copil, să mă duc să văd ce face copilul. Aveam o fată care se ocupa de ei și reușise acea fată
tocmai îi culcase pe toți cei trei copii ai noștri, un nepoțel și cei copii, cei doi copii ai mei. Iar m-am dus în pat, să mă culc, dar înainte să mă culc aveam o conștiință încărcată, zic, astăzi n-am avut timp să sărut copiii pe frunte, să văd dacă au adormit. Însă, ca am făcut deodată, mi s-a permis să intru prin perete. Ei copiii dormeau sub camera noastră, să intru de la mine din cameră în camera copiilor, ca să-i văd. Și i-am zărit, copiii erau, dormeau, însă pentru Ioana mi s-a permis să-i văd îngeri. Și am avut revelația și bucuria să văd cei doi îngeri ai copilului meu care aveau grijă de ea. Era un el, de sens masculin, Rafi, un bărbat care avea părul scurt, știam că e tunisian, știam aproape totul despre îngerii, adică știam de originea lor, de unde provin. El era tunisian, îmbrăcat în alb, cu părul scurt, mulatru puțin, iar ea era deschisă la culoare, era cu părul lung, îmbrăcată într-o haină albastră foarte frumoasă. Și el, îngerul, s-a dus și a pus mâna pe tubul digestiv al fetiței, iar în timpul ăsta eu comunicam cu ei și îmi spuneau că nu trebuie să-mi fac grijă, pentru că totul este în ordine și că totul este în ordine și că fetița mea este pe mâini bune, că eu de fapt nu pot să intervin mai mult, ci că are cineva grijă mult mai serios de ei. Și de asemenea am înțeles atunci, mi s-a făcut rușine văzând îngerii care aveau grijă de copil, mi s-a făcut rușine și am înțeles că de fapt eu nu sunt decât un suflet îndrumător pentru copiii mei, că există cineva care are grijă în permanență de ei și că ei sunt ocrotiți și ori în permanență au drumul lor, chiar eu nu sunt decât un suflet îndrumător care am puteri limitate asupra lor și trebuie să-mi văd, să fiu liniștită că are grijă în Dumnezeu de ei. Deci întrebarea foarte interesantă, cum ați învățat să vă abandonați, nu? Da. Cum să mă abandonez? Dacă îl știu pe Dumnezeu lângă mine, mai am eu vreo putere, dau eu seama, mai mă gândesc eu că aș avea vreo putere, când eu știu foarte bine că El intervine tot timpul și face ce-i mai bine. Eu însă m-am primit ce-i mai bine. Mi-am făcut eu 100.000 de gânduri, mi-am dorit să fiu nu știu ce, și, de fapt, am ajuns mult mai bine dacă m-am lăsat în mâna dorinței Lui. Dintotdeauna ați făcut asta? Inițial nu, am vrut să fiu doctor. Faptul că sunt profesor universitar, asta nu înseamnă că mi-am dorit dintotdeauna să fiu asta, nici nu gândeam vreodată că voi ajunge aici. Mi-am dorit să fiu un doctor, să ajut oamenii, să fiu aproape de ei în suferința lor. Dar Dumnezeu nu a vrut să fiu în suferința lor, ci în bucuria lor. În perioada în care sunt în formare, când pot să-i modific, când pot să-i ajut mult mai mult decât atunci când sunt bolnavi. Dar noi ce să facem ca să ajungem ca dumneavoastră? N-aveți decât să-L iubiți pe Dumnezeu, restul o să vină de la sine. Ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Adică să fii tot timpul, să știi că El e lângă tine, că e mai... Așa cum ai avut impresia că e mama ta lângă tine, așa trebuie să înțelegi că mai mult decât atât e Dumnezeu lângă tine. El este în noi? Bineînțeles că este în noi. Noi suntem parte din El, suntem partea creației Lui. Sunt El noi și tot ce ne conjoară. Vă iubesc. Doamna Lucreția ne-a povestit în mașină un lucru foarte interesant. Studiază la microscop, merge în universul mic, nu la molecule și la atomi, și a văzut acolo că toate sunt întrepătrunse, nu sunt legate. Vreau să spun că nu complementare. Sunt... Complementare. Da, exact. Atomul, același număr de proton, același număr de neutron, atomul este zero, este în zero, sunt emoționale. Ca sarcina electrică, da, zero. Da, moleculele la fel, sunt formate din atomi, da, care tind să se lege între ele. Și molecula este tot sarcină. Ca sarcină zero, dar el ionizează, vedeți, mai este, da, aici. Trebuie să ținem cont atunci când nu sunt în prezența apei, da, da, încearcă să anuleze sarcinile electrice, să nu creeze, da, niște câmpuri, exact, electromagnetice puternice, adică să destabilizeze Universul, de fapt. Da. Dar în momentul în care sunt în prezența apei, de exemplu, ele ionizează. Iar apa este un miracol. Da. Apa este esența, dar și un miracol. Mă ocup cu studiul apei și observ că ea echilibrează totul. Acolo unde este un dezechilibru, apa echilibrează. În Tao Te Ching, în Cartea Sfântă a Chinezilor, se spune că Dumnezeu este asemuit cu apa. Tao, deci este... Eu n-am știut asta.
Eu, de exemplu, când studiez despre apă și predau apă, eu o consider că este sfântă. Într-adevăr, este un miracol. Absolut toate caracteristicile ei nu sunt ceea ce s-ar aștepta cineva să fie. Dacă o iei ca hidrură sau ca oxid, nicio caracteristică nu e ceea ce te aștepți. Este un miracol. Are anomalii, cel puțin 20-30 de anomalii. Adică? Și aceste anomalii determină ceea ce suntem noi astăzi. Adică? Adică anomalie înseamnă densitate, înseamnă de temperatură, de acumulare de căldură, de eliberare de căldură, cum trece dintr-o fază în alta, cum îngheață, cum eliberează frigul sau căldura. Deci toate acestea, cum realizează legături, faptul că ionizează sau polarizează, sunt două caracteristici deosebit de importante. Faptul că poate să curețe, faptul că poate să purifice. Purifică tot, nu numai că spală ceea ce știm noi, ci purifică câmpurile, purifică la nivel spiritual. Ea este metoda cea mai simplă prin care ne purificăm și spiritual și fizic. Deci ne putem și vindeca cu ea. Putem să ne vindecăm. Da. Ea este vindecătoare prin esența ei. Câtă apă să bem? Câtă apă să bem, cât ne simțim nevoia. Care este diferența între apa alcalină și apa, nu știu cum? Da, e important. Aici, legat de apa alcalină, trebuie să știm, să știm când să o bem ca să aibă efect. Când să o bem? Când nu mâncăm. Deci, după ce 2-3 ore după ce am mâncat. Sau înainte de masă. Niciodată când mâncăm. Care sunt efectele ei? Da, apa alcalină poate să ridice pH-ul intern al sângelui și atunci are efect. Pentru că degradează, distruge și determină formarea unor compuși care sunt benefici pentru oameni și distruge o parte din biota care se dezvoltă în special în mediul acid. Foarte important și asta. De exemplu, beau când în aciditatea mea este 7, aduc o bazicitate în organism, ea se transmite în tubul digestiv și atunci pot să înlătur niște culturi de microorganisme care se dezvoltă predominant în mediul acid. Atunci, acele culturi rapid, o variație mică de pH poate să le distrugă și pot să eliberez intestinul de microorganisme care sunt reșesc. Folosiți un aparat anume? Eu? Da. Nu, eu nu am decât un singur aparat, rugăciunea. Nu folosesc nimic. Și faceți cu rugăciunea, faceți alcalină? Nu o fac cu nimic. Eu nu beau apă alcalină sau de niciun fel. Eu beau doar apă. Cum să vă explic? Dacă crezi în Dumnezeu, transportă trebuie. Nu e nevoie să nu știu ce să faci ca să fii sănătos. Înțeles. Trebuie doar să te rogi, doar să crezi. Și atunci ești sănătos. Ați ținut o dietă anume vreodată? Nu. Dieta mea este... Ba, țin posturile toate. Asta e singura mea dietă. Afla nu că ați obișnuit. Sigur că da. Dar simt nevoia. Vreau să vă spun că în ultimul timp, după aproape 40 de ani de post, simt nevoia să nu mai mănânc carne. O simt ca și cum organic. Simt că nu e nevoie să mai mănânc asta. Nu mai e de mine. Deja simt mai mult vegetale. Semințe, nu? Nu mănânc semințe. Vegetale, salate. Mănânc fructe. Eu acum simt nevoie să mănânc compoturi, de exemplu, în postul ăsta și în multe posturi. Mănânc doar compoturi. Nu mai îmi plac, de exemplu, aproape proteinele. Și în începutul postului ajungeam la starea asta cam la sfârșitul postului. Acum, deja de la începutul postului, mâncăruri grele nu mai pot să mănânc, nici măcar proteinele vegetale. Sunt foarte... Simt nevoia că nu mai am, simt că nu mai trebuie, că nu mai vreau. Că nu vreau decât, aproape că vreau doar apă. Bineînțeles că nu pot să trăiesc cu apă, dar aproape că vreau doar apă. Se poate trăi decât cu apă? Se poate trăi. Eu am trăit și fără nimic, săptămâni întregi. Da? Nu e nicio... Și am simțit o energie atât de puternică încât aproape că... Nici aș fi... Aveam atâta energie ca și muncit non-stop, fără să obosesc. Cum ați făcut? Simplu, n-am mai mâncat. Deloc. Și da, apă ați băut? Am băut, da. La început am mâncat pâine seara, o bucată de pâine și am băut și apă, după care, după vreo 3 zile, n-am simțit nevoia să mai mănânc absolut nici și să mai beau nimic. Ca și călugării? Nu, ca și călugării, așa am simțit nevoie. Ce frumos! Știți, dacă ar fi o regulă, aș vrea tare mult oamenii să înțelege că nu suntem singuri. Da. Să înțeleagă toată lumea că Dumnezeu este atât de aproape de noi, încât nu e nevoie să ne facem grijă pentru ziua de mâine. Nu e nevoie să... Nici vorbă, măcar să gândesc. Ajunge, cum zice, ajunge zile de astăzi grijile ei.
Să ne vedem doar de momentul în care trăim și să vedem că se vor rezolva dacă, cum va dori Dumnezeu, oricum ar fi, să o privim ca un dar și nu ca o greutate sau ca o ceva care nu ne convine. Să nu ne facem griji? Nici vorba. N-avem de ce. Să lăsăm tot în voia Lui? Absolut. Absolut totul în voia Lui. Și atunci totul intră în armonie de la sine? Absolut. Ceea ce avem nevoie, că o să primim niște lecții care nu ne plac, să le primim cu bucurie. Pentru că te duci la școală și vrei să-l înveți pe copilul tău matematica și lui nu-i place matematica, că el lui place numai română. Numai limba română își dorește el să fie, dar trebuie să știe și matematică. Și Dumnezeu spune, haide să învățăm și matematică. Astăzi înveți lecția iubirii de ceilalți sau iubirii de Dumnezeu. De ce vin aceste lecții neplăcute? Păi ce? Nu sunt neplăcute, sunt lecțiile de care avem nevoie să urcăm pe scară. Ca să ajungem acolo cu copiii Dumnezeu. Noi le refuzăm? Nu le înțelegem. Nu știu dacă am fi atât de conștienți, cred că nu le-am putea refuza, pentru că ar fi singura noastră cale de a ne salva sufletele. E singura noastră cale să ajungem undeva unde suntem bine primiți, unde ne e bine. Restul căilor nu le duc decât la pieire. Da, dar noi credem că oamenii ne fac ceva și nu luptăm cu ei. Da, trebuie să recunoaștem. Nu suntem sfinți, nu înțelegem din prima și eu recunosc, nu e... Deseori cad în... Și eu, după atâția ani în care știu lecțiile și așa, cad în... Uneori eu nu primesc din prima bine, dar imediat îmi dau seama și mă schimb. Nu mulți oameni se întâlnesc cu Dumnezeu ca dumneavoastră. Da. Ce să facă ei ca să poată să... Că este greu să accepte că atunci când vine o lovitură din față, îi se supără și... Din față, loviturile vin înseamnă că ei au dat loviturile și după aia le primesc. Principiul acțiunii și reacțiunii. Da. Întâi vezi, nu scoate cuțitul, că după aia s-ar putea să-ți intre chiar la tine în inima ta. E bine să nu scoți cuțitul. Să nu creezi agresivitate. Vino cu așa cum ai vrea tu să primești. Întâi dă tu. Și după aia vei primi. Chiar dacă la început cel căruia dorești să-i faci un dar de genul acesta, nu va înțelege, dar cu timpul va înțelege. Să pornească de la tine întâi, nu aștepta de la alții. Fii tu cel ce inițiezi. Și atunci vei primi. Iubire. Bine. Adică să dăruiești iubire și vei primi iubire. Să dăruiești iubire așa cum dăruiești copilului tău, nu? Copilului tău ce faci? Toată ziua stai și crezi tu că e mai bine pentru el și îi dăruiești iubire. Gândește-te, dăruiește-ți și ție iubirea aia. Dăruiește și aproapelui tău, chiar dacă nu e soțul tău, mama ta, oric, persoanelor cu care vin contact, dăruiește-le iubire. Încearcă să faci pentru ei ce îi face pentru tine. Să nu trecem însă și prea multă iubire, pentru că știți că drumul spre iad e pietruit cu fapte bune. Ce înseamnă iubirea? Iubirea e să fii corect în fața lui Dumnezeu. Și corectitudinea este un lucru real, adică e foarte important. Adică, ca să dau exemplu, să oferi unuia o notă, în ceea ce mă privește, să-i oferi unui om o notă nemeritată. Ai zice că e un bine, este un rău. Să-i oferi unuia un lucru nemuncit. Ai zice că e bine, e un lucru rău. Să-l ajuți pe el să descopere calea prin a obține. Asta este calea cea bună. Nu ai dărui, îi dai, să zici, da, vine un cerșetor și îi dai. E adevărat, îi dai, dar cel mai bun lucru ar fi să-l înveți să-și obțină singur. Asta e adevărata, să-l înveți ca să se șlefuiască, să dezvolte tenacitatea, răbdarea, perseverența și dorința de a munci. Pentru că universul ăsta a fost creat prin muncă, dăruire, dragoste. Asta trebuie și noi să învățăm. Nu eu acum mă consider Dumnezeu și îți schimb ție soarta că îți dau o sumă de bani. O vei toca și o vei distruge din prima. Va trebui să te învăț cum să ți-o obții, să devii independent, să fii liber, să depinzi de mine. Eu nu sunt Dumnezeu. De ce primesc oamenii necazuri, neplăceri și boli? Care este cauza? Pentru că sunt în discordanță cu universul. Au scos cuțitul și acum îl primesc. Au exact ceea ce au emis în univers, exact, au emis în univers și l-au primit înapoi înzecit. Pentru că universul are această capacitate de a amplifica lucrurile. De ce apare cancerul? Cancerul, pe ce e cancerul? Celule care nu ascultă de sistem, nu? O celulă canceroasă e o celulă care nu ascultă de sistem. Răzvrătită. O răzvrătită. Care dintre noi se răzvrătește? Atunci, mai ne punem întrebarea de ce apare cancerul. Noi înșine suntem niște răzvrătiți.
împotriva Creatorului. Atunci, cu siguranță, cei ce răzvrătiți vor primi răsplata răzvrătirilor. Cancerul. Să ne ferească Dumnezeu. Pentru că trufia este o boală pe care o avem cu toții. Și ne răzvrătim, doar dacă am zis vai și deja ne-am răzvrătit. Aveți mai câte vaie de zicem noi în fiecare zi și că judecăm pe fiecare zi soarta noastră și tot ceea ce primim, aproape absolut tot trecem prin filtru, luăm și tocăm mărunt fiecare și suntem nemulțumiți în permanență. Da, când a apărut prima carte? Acum câți ani? Prima carte în 92 cred că am publicat-o prima oară, a fost prima versiune. Și acum a mai apărut în 2016. Deci cam 30 de ani. Deci eu de 30 de ani am revenit să ajung la dumneavoastră. Mi-am dorit să ajung la dumneavoastră. Da, de 30 de ani. Însă nu am scris cea mai importantă carte care trebuie, care neapărat trebuie scrisă. Și trebuie să spun că am fața lui Dumnezeu în cer iertare, i-am promis de mult că o voi scrie, dar pentru a scrie o carte trebuie să ai o mare liniște sufletească. Mm-hmm. Ați început să lucrați la ea. Da, da, e destul de avansat. Uh-huh. Însă nu am închegat-o. Cartea trebuie să fie un tot. Însă îmi lipsesc unele elemente pe care momentan, pentru că n-am avut liniștea necesară să le întreb și să le scriu, nu am închegat-o. Uh-huh. Dar ea este structurată, precis. Cam cât timp o să apară? Nu pot să promit, Doamne, să mă ierți, dar nu pot să spun. Știu că ar fi urgent să scriu. Chiar mi-a arătat într-o zi... Că altfel ne luăm la bătaie cu toții și trebuie să fie. Nu, să știți, o carte, fiecare are, își primește în felul lui mesaje de la Dumnezeu. Pentru că noi primim toți mesaje de la Dumnezeu. Dar o primește în felul lui. Și organizarea cărții depinde strict de cel ce primește mesajul. Da, dar ar fi bine cât mai repede până intrăm în luptă. Nu intrăm în luptă. Luptele vin datorită agresivității noastre. Dacă noi ne-am liniștit, dar noi fi nimeni agresiv. Dar noi nu suntem. Da, ce înseamnă să te liniștești? Să nu ai dorințe? Să nu lupți ca să ți le faci? Sau să te împlinești? Cum să ajunge această liniște? Eu, de exemplu, vreți să vă spun cum fac eu? Eu fac așa în felul următor. Zic, Doamne, de exemplu, uite, vă dau un simplu exemplu care e banal, ai zice, o nimica toată. Într-o dimineață mă uitam la televizor și o doamnă avea o bluză foarte frumoasă, un indigo. Și mă gândeam, zic, Doamne, ce mi-aș dori și eu o bluză culoarea asta. La ora 14:30 mama mea intra pe ușă. Și ce credeți că mi-a adus-o? O bluză indigo. Exact culoarea care o văzuse la televizor. Păi nu apă zero, nu pot să zic nimic. Ne lasă-mă răcuminte. Deci, ce să-mi doresc? Nici măcar n-am cerut, doar mi-a trecut prin gând. Așa face ea. Nu-i nevoie să ceri, nici nu-i nevoie să spui nimic. Doar dacă îmi trece ceva prin gând, mi-l rezolvă urgent. Cine că aș vrea, Doamne, nici vorbă, nu că aș dori eu să credeți că îmi doresc, Doamne, ceva. El vede lucruri neînsemnate. Vreți să vă spun, mi-am dorit niște rândunele. Iubesc extraordinar toate darurile pe care le-a făcut el și ființe mai drăguțe și... Nu. Rândunele sunt ceva special. Dar toate lucrurile, toate ființele sunt speciale. Dar rândunele eram eu la momentul ăla, consideram că sunt extraordinare. Și într-o zi de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, învățam picioarele de sculțe prin iarbă și aud clopotele de la biserica care e lângă noi, bătând. Și mă plec în genunchi și spun, Doamne, atâtea daruri mi-ai făcut, dă-mi și mie o pereche de rândunele. Și nici nu termin rugăciunea. Dar nici nu termin, eram în genunchi. Și două rândunele care se bâțiau și se jucau pe platoul ăla din spatele meu, le văd cum uite așa fac un cerc. Și ce credeți că fac? Își fac cuib la noi în pivniță. M-am dus, știți în ce fugă? Să văd dacă e adevărat. Până m-am dus, eu deja pusese bazele cuibului. Deci el ne surprinde, ne face darul. Da, lucruri neînsemnate. Da. Ai zice lucruri care nici prin capul nostru trece, ai zice că... Dar totuși atât de multe daruri. Uite, a apărut să filmul 7 ani în Tibet. Pot să vă dau 10 de exemple, dar vă mai dau... 7 ani? În Tibet. În Tibet. Și vorbeam cu soțul meu, 7 ani în Tibet. Zice, băi, e un film interesant. E de văzut.
eram de ziua mea singură acasă, terminasem toate treburile la ora 7. Mă bag în pat și dau drumul la televizor. Ce credeți că film era de ziua mea? 7 ani în Tibet. 7 ani în Tibet, la ora 7 începea pe ProTV. Ce credeți că am zis? Mulțumesc, doamne! Atâta doar. Mi-am spus... Nu am cuvinte să vă spun. Nu? Ce să vă spun legat de Dumnezeu? Nici nu e nevoie să cer, doar dacă prin gând îți trece. Și El știe, asta ți-a și El. Este o dragoste fără sfârșit. Vă mai spun un lucru. Altă, dar extraordinar. Am făcut un postdoctorat și trebuia să avem bani ca să facem o deplasare în străinătate, un stagiu în străinătate. Și eu nu aveam nici banii, că aveam 3 copii, profesor, un salariu foarte mic. Nu aveam nici banii necesar să plec în stagiu și nici nu mă hotărâsem unde. Dar, înainte să fie vorba că trebuie să plec în stagiu, mă uit la televizor și pe Digi World era o chestie despre căderea Imperiului Roman Răsăritean. Și acolo prezintă, dar e și acum, filmul încă mai rulează, despre catedralele, marile catedrale creștine din Grecia, Turcia, Grecia, deci din Răsărit. Și acolo tocmai vedeam Sfânta Sofia din Istanbul și Sfânta Sofia sau Alexandru Levski din Sofia de la Bulgari. Mă uitam, eram atât de încântată și mă gândeam, zic, Doamne, eu nu o să ajung niciodată, că nu am bani să ajung la biserici de-astea, catedralele astea de-astea. Zic, Doamne, e atât de frumos acolo. Asta au fost gândurile mele. A venit vorba să facem stagiu. Eu scrisesem în Franța, dar numai că francezii nu mi-au răspuns și vine colega mea și îmi spune, haide cu mine la Sofia. Zic, haide cu tine la Sofia. Hai să mergem la Sofia, nu avem bani. Mi-a dat Dumnezeu banii, am rezolvat eu, prin oameni pe care El mi-a scoate în cale, am rezolvat tuturor colegilor mele, nu numai pentru mine. Și vreau să vă spun că între Paști și Rusalii, eram în catedrala Alexandru Levski, stând la picioarele Sfintei Sofia și nici nu știam că sunt acolo, și Dumnezeu mă mângâia pe cap. Știți ce înseamnă să te mângâie pe cap Dumnezeu și să te aștepte? Știți ce înseamnă să te iubească Dumnezeu și tu să nu mai poți ieși din biserică? Pentru că simți că ești în rai și că n-ai mai vrea să ieși afară, în lumea din jurul tău? Mă aștepta acolo. O lună cât am stat, am simțit atâta dragoste și iubire. Era ca și cum eram în sânul lui Avram sau undeva unde Dumnezeu mă aștepta ca să mă mângâie și să-mi arate toată dragostea lui. O lună de dragoste în biserica Alexandru Sfinte, Alexandru Levski din Sofia, adică catedrala Sfânta Sofia. Știți ce înseamnă să nu vrei să ieși din biserică și aia să zică, hai Doamne, ieși odată? Și eu să-i spun, te rog, încă puțin, nu pot să plec, n-aș fi vrut să mai ies de acolo. Dar Dumnezeu este peste tot. Absolut, dar acolo mă aștepta El. Acolo am vrut să-L simt eu, acolo am vrut să arate că e lângă mine. E peste tot, sigur că, dar acolo l-am simțit. Că era, uite aici, cum sunteți dumneavoastră în fața mea, El era lângă mine și mă mângâia. Nu simți tot timpul că te mângâie. Decât dacă ești conștient, dar acolo era prezent, cum să vă spun, fizic. Acolo era prezent fizic, așa cum ar fi fost mama mea lângă mine și mă mângâia. Care este cauza bolilor? Vă mai răspund la aceeași răspuns. Nimic mai spune. Încălcarea regulilor. Dumnezeu funcționează, universul ăsta funcționează după o singură regulă. Iubirea. Nu știi să iubești, nu știi să ierți, nu știi să accepti. Nu știi să înțelegi că e o lecție doar. Că totul e deșertăciune. Și că doar singurul lucru pe care trebuie să-l facem noi e să învățăm să iubim. Restul toate sunt deșertăciune. Și ceea ce crezi că ai material, și persoanele din jurul tău, dușmanii despre care crezi că sunt dușmani, de fapt ei sunt niște mesageri care spun, uite, tu încalci lecția asta. Eu vin să te avertizez pe tine, eu așa am vrut Dumnezeu, eu sunt mesagerul lui. Te avertizez, uite, eu îți spun
pun piedici pentru că tu greșești aici. Nu sunt dușmanul tău, sunt doar mesagerul lui. Vin să spun, tu greșești, oprește-te. Cu cât e mai agresiv dușmanul tău, cu atât ești tu mai agresiv cu universul. Nu există dușman, nu există prieteni, există doar iubire și mesaje de la Dumnezeu. Nimic altceva. Deci oamenii nu ne fac rău. Absolut. Nu există niciun om care îți face rău. Dar ce să fac? Te avertizează că încalci reguli. Doar te învață. Doar dacă ești atent și vezi ce-ți spune, trebuie să fii atent să vezi ce-ți spune persoana de lângă tine. Dacă ești atent și vezi ce-ți spune, atunci înțelegi mesajul lui Dumnezeu. Dar mai întâi trebuie să știi regulile lui Dumnezeu. Și ca să știi regulile lui Dumnezeu, trebuie să citești Noul Testament ca să pricepi că acolo Dumnezeu este iubire. El îți spune pas cu pas cum trebuie să te porți. Pas cu pas. Cum El s-a purtat, cum El s-a smerit, cum El a iubit, cum El a dăruit totul acelor apostole Lui, așa trebuie să fim și noi, să-L urmăm pas cu pas, așa cum scrie El în cartea care e sfântă pentru noi, care este Noul Testament. Aia este. Bineînțeles că Dumnezeu vorbește prin oameni. Sunt cărți care vin în mâna ta și trebuie să le citești ca să înțelegi. Poate nu înțelegi de la unul, dar poate înțelegi mai de la altul, poate vibrezi cu celălalt. Trebuie să-l cauți, dar și în afară de asta trebuie să-i ceri lui Dumnezeu. Pur și simplu să spui, Doamne, aș vrea să înțeleg lucrul ăsta. Și sigur, vei primi imediat răspunsul. Dar trebuie să mai ai și răbdare ca să-l primești, să fii atent că l-ai primit. Deci cam răspunsurile astea, cu cât pui mai multe obstacole și credința ta este mai mică, răspunsurile vin mai târziu, pentru că nu ești pregătit să le primești, nu ești atent să le primești. Deci trebuie să fii tot timpul conectat cu Dumnezeu ca să înțelegi în lumea în care trăiești. Hai să luăm un exemplu. Spre exemplu, doamnă, am avut situația aceasta. O doamnă care are cancer la sân, în familie. Care este cauza cancerului la sân? Cancerul la sân. Poți să aibă mai multe cauze. Acum, întrebarea este ce a determinat slăbiciune pe acest segment. Pentru că trebuie să fie o vulnerabilitate. O vulnerabilitate legată de relația cu cei din jurul ei. Și mai ales cu bărbatul. Și mai ales cu bărbații. Bărbații. Mai ales cu bărbații. Deci cu relația cu partea masculină. Sau poate să fie și o gelozie, adică și o relație proastă și cu sexul feminin, dar în special cu partea bărbătească, pe care în permanență o judecă. Permanența e nemulțumită de partea bărbătească. Permanența ar dori să fie într-un fel și nu e cum vrea persoana. Dar așa de dur. Poftiți? Așa de dură să fie lecția. Da, poate să fie foarte dură. Și mai e ceva. Depinde și poziția pe care persoana care are cancerul și-o atribuie. Pentru că cancerul vine totuși de la trufie. A, deci are o poziție importantă și... Da, o trufie. Nu poate să accepte umilința. Da, umilința. Nu știe smerenia, dar nici umilința. Vedeți că smerenia și trufia sunt legate de comparația cu Dumnezeu. Iar orgoliu și umilința sunt legate de relațiile noastre cu cei din jurul nostru. Deci sunt total diferite sentimentele astea. De-aia am văzut că foarte mulți confundă aceste... Eu nu am știut. Eu ce am scris acolo e prin dicteu și mi s-a spus clar care e diferența. Deci atunci când eu mă compar cu Dumnezeu, pot să fiu... Am o atitudine de smerenie sau de trufie. Astea două stau în balanță și echilibrează lucrurile. Deci sunt de o parte și de alta. Când mă compar cu oamenii, pot să fiu umilită sau pot să fiu orgolioasă. Complex de inferioritate și superioritate. Atunci când nu am niciun complex, nici nu mă consider important, nici când nu mă consider neimportant, ci pur și simplu știu că importanța mea este dată de faptul că exist și nu are importanță cum mă cred eu că sunt, nici vorbă să mă consider că sunt buricul pământului sau sunt groapa, așa sunt, cu totalmente ultima ființă sau cea mai importantă, în momentul în care mă consider că sunt important pentru că sunt, indiferent cum sunt, atunci am echilibrat balanța și nu ai o problemă de opus aici, să opusele să fie egale. Constantin... Balanță. Trebuie să fie în echilibru. Totul trebuie să fie în echilibru. Deci opusele egale. Contrarii egale. Da, contrarii egale care se anulează, adică nimic. Da. Zero. Adică trebuie să fie cu zero. Păi asta înseamnă eu sunt. Eu sunt că sunt.
Că nu sunt de niciun nu, fel. Nu are, da, nu sunt de niciun fel. Da. Nu sunt de niciun fel, sunt. Sunt, e suficient. Deci am unit contrariile. Constantin Brucuș spunea chestia asta, că situațiile extreme, situațiile de conflict nu se pot rezolva decât prin unirea contrariilor. Asta vine așa. Apropo, că vreau să vă zic că, op, că ai un cancer. Ai un cancer, trebuie să te smerești și de fapt trebuie să simți. Cred că numai când ai un cancer de gratufie, deci trebuie să te smerești, adică în permanență să-ți dai seama că ești important oricum ai fi. Și să recunoști că deasupra ta... Sau ești important oricum ai fi. Că deasupra ta este Dumnezeu și că El este... Nu poți să te vindești decât când te smerești și înțelegi că ești, de fapt, la mâna divinității și El stabilește. Deci vine entropia, adică zice că adevărul și dreptatea El este... Dumnezeu. Nu, că, de ce care? Ce care? Ca ce zice, care deține adevărul și dreptatea? Cine deține adevărul? Numai Dumnezeu îl deține. El a creat sistemul, El știe adevărul. Trufașul zice, trufașul. Păi aruncă vina pe ceilalți. Când arunci vina pe ceilalți, tu te ridici pe tine. Orgoliu. Trufia este când îl judeci. Da, este un fel de trufie. Este un fel de trufie. Atunci când tu ești nemulțumit și zici că celălalt e vinovat. Dar de fapt tu judeci pe Dumnezeu că ți l-a trimis pe celălalt care să-ți arate că de fapt tu agresezi. Mai e același lucru cu un pic de alte cuvinte. Deci, cam asta e treaba. Deci, tot ce e în jurul nostru sunt doar mesaje de la Dumnezeu. Și cu cât suntem mai agresivi, cu atât mesajele sunt mai dure. Dar nu pentru că El le dorește așa, ci sistemul reacționează la propriul nostru efect. Acțiune și reacțiune. Acțiune și reacțiune. Principii pe care le știm în fizică sunt simple. Așa ne-a creat. Deci cu crea sistemul. Sistemul reacționează în felul ăsta. Da, deci sistemul. Cu forța cu care judeci, cu forța aceea vei fi judecat. Vei fi judecat. Nu așa spune. Nu judecat ca să nu fii judecat. În Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum noi iertăm greșiților noștri. Și așa va fi. Și așa ni se iartă. E foarte simplu tot. Deci noi luptăm cu Dumnezeu? Absolut. Păi ce am înnebunit? Așa, pe da. Se pare că deja suntem departe în nebunia noastră. Mergem într-o propastie împotriva Lui, dorim împotriva, de fapt, a noastră. Pentru că nu avem credință? Sigur că da, nu îl recunoaștem ca entitate supremă. E ca și cum, știți, noi avem un sistem, trăim aici, Dumnezeu a creat pentru noi, ca să învățăm lecția iubirii, că noi învățăm aici lecția iubirii, le-a creat un sistem, e ca și cum mă plimb cu mașina. Nu, eu mă plimb cu mașina și eu trebuie să știu să conduc mașina, că dacă nu știu să conduc mașina, nu, mor. Ei, așa e și aici. Eu trebuie să învăț regulile după care se conduce universul ăsta, pământul ăsta pe care trăiesc. Și eu singură regulă, iubirea. Dacă nu văd să fiu în armonie, păi uitați-vă la tot ce ne înconjoară. Apa se dăruie pe sine. Se transformă. Și, și ce se întâmplă? Apa se transformă așa cum vreau eu. Se dăruie pe sine. Aerul se transformă, se dăruie pe sine. Pământul ne suportă. Soarele dăruiește permanent în tine, se dăruie cu sine. Se auto... Toată lumea se dăruie, numai omul nu vrea să dăruie. Da, păsările, ființele, plantele, dăruiesc dragoste, iubire, ne vindecă și se dăruie pe sine. Noi nu. Noi vrem ceva și dacă nu se face cum vrem noi, înseamnă că Universul împotriva noastră și totul e... Și suntem nefericiți. Că noi luptăm cu sistemul, ca și cum. Sistemul universal. Universal, care este... Cu întregul. Cu întregul. Și noi distrugem întregul zi de zi. Păi uite, o celulă, am înțeles că 80% din energie o dăruiește, păstrează doar cel mult 20%. Atât e necesar ei pentru ea. Dăruiește, deci majoritatea energiei o dăruiește întregului pe care nu-l vede. Iar o celulă canceroasă este o celulă egoistă, care e mai mult ea decât dă. Păi da, pentru că este contopită de alte ființe care au această... folosesc ceea ce gazda furnizează, se dezvoltă ea, dar ea nu dă sistemul, ea omoară celulele vecine. Până distruge tot, inclusiv organismul. Se autodistruge. Deci este cel mai bun exemplu cancerul de autodistrugere. La fel este și pământul în momentul ăsta. Oameni care nu înțeleg, se autodistrug, sunt precum celulele canceroase. Care autodistrug sistemul, în care, de fapt, din care el însuși se hrănește. Atunci, acum caracterizează marea resetare, a patra revoluție industrială, a inteligenței artificiale și a roboților? Nu cred că va ajunge nicăieri. Nu cred că va ajunge.
Suntem deja în groapă. Nu cred că vom mai ajunge să-și pună în practică. Acolo unde nu e Dumnezeu, nu mai e nimic. Am intrat în Apocalipsă? O știu. Dar oricum, dacă nu mai... Nu știu dacă neapărat am intrat în Apocalipsă, dar Dumnezeu va interveni curând. Chiar dacă nu va fi Apocalipsa aceea pe care o așteptăm noi cu modificări radicale și binele va fi desprins de rău și toată lumea va învăța legile binelui, va interveni El și ne va schimba. Ceva se va întâmpla. Eu știu asta, nu o să lasă niciun moment. Chiar dacă ne lasă acum să ajungem în groapă, ca singuri să ne dăm seama că suntem în groapă. Păi deja în România sunt multe orașe, nu știu câte sunt, 30 de orașe stabilite să fie smart city, adică orașe de 20, de 15 minute. Adică n-ai voie să ieși peste zona de 15 minute, cam un fel de lagă. Nu știu care sunt ce se urmărește. Dar oricare ar fi planul, dacă e împotriva lui Dumnezeu... În București e sectorul 6, de cât știu. Nu știu. Experiment. Dacă atâta trebuie să ne deplasăm, înseamnă că atâta vrea Dumnezeu să ne deplasăm. Atâta merităm. Atâta merităm. Înseamnă că ne-am deplasat prea mult. Pentru că tot prin oameni, știți? Ne răstrânge. Aduceți-vă aminte, da, aduceți-vă aminte de Iov. Ce spune Iov? Păi, zice, eu, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. I-a luat tot și i-a dat tot. E atâta. Totul peste tot e El. Iar necuratul, dacă ne aducem aminte, când a avut voie să acționeze asupra lui Iov, s-a dus la Dumnezeu și i-a cerut voie. Doamne, dă-mi voie să-l pun la încercare, să-ți arăt că nu ți-e credincios. Și a spus, bine, pune la încercare. Ce frumos este Iov. Dar dar El n-a avut decât puterea cât i-a dat Dumnezeu. Deci necuratul nu are putere decât cât i se acordă. Dacă noi avem de învățat lecții atât de dure, înseamnă că trebuie să le învățăm. Lecțiile, nu v-am zis, dacă sabia o scoți, de sabie mori. Da. Deci ei spun acum, nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Probabil, e o formă. Până Dumnezeu tot. Ne învață ceva în plus. Înseamnă că am luat prea mult? Da, trebuie să recunoaștem că da. Drăcomia și n-am realizat și o evoluție interioară în același absolut, timp. Absolut, nimic. Ne-am legat doar de deșertăciuni. De exterior. Și atunci ni se va limita. Și ni le ia pe toate. Absolut, nu o să ne convină, dar nimic din ce ni se întâmplă nu este în afara acceptării lui Dumnezeu. Chiar dacă noi avem impresia că necuratul conduce lumea, e adevărat, pentru că noi îl chemăm, noi îl lăsăm. Dar în spatele lui e divinul. Dar în spatele lui este permisiunea lui Dumnezeu ca El să se manifeste. Ca la Iov. Ca la Iov. Păi spune acolo în Iov, dacă eu vă dau binele, de ce nu acceptați că vă dau și rău? Dar nu este rău, încă o dată, nu există bine și rău. Este lecția neînvățată, ceea ce nu-mi place mie, pentru că n-am învățat-o, normal că nu-mi convine, că trebuie să mă străduiesc mai mult, să fiu mai serios, să fiu mai atent, să nu fac tot ce-mi trece prin cap, trebuie să mă învești niște reguli, niște limite. Normal că omului nu-i plac limitele, că lui îi place dezordinea, așa suntem creați, într-un fel. Noi trebuie să adunăm dezordinea aia, să o canalizăm într-un sens. E foarte greu unui om care e obișnuit în dezordine să se ordoneze și să meargă într-un sens în care să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și atunci e greu să se strunească și nu-i convine. El vrea dezordine, el vrea haos, el vrea... Iar când Dumnezeu spune o regulă și el trebuie să-și învingă instinctele și dintr-un om haotic să devină un om cu care își dorește și simte într-un sens. Nu e ușor. Normal că nu ne plac regulile, nu ne plac restricțiile. Și deci rău este ușor să vezi lecții. Rău este doar o lecție, nu? Poftiți? Rău este doar o lecție. Doar o lecție. Rău este o modalitate prin care ne determină atunci când n-am înțeles după 11.000 de dădăceli foarte amabile, n-am înțeles că trebuie să ne schimbăm. Deci rău este Dumnezeu corector. Corector. Da, dar de fapt universul corector. Pentru că Dumnezeu ne-a dat un sistem în care putem trăi liniștiți numai în iubire, în pace, în liniște. Dacă noi suntem divinul, înseamnă că tot ce se întâmplă e uitare. Noi nu ne amintim că suntem El. Nu e adevărat. Nu e o uitare. Noi suntem prin lecțiile pe care, prin drumurile pe care apucăm, de fapt ne rătăcim de divin, în sensul că îl copleșim pe divinul din noi, da? Îl copleșim cu experiențe care nu ne duc în direcția bună. Deci, aproape prin experiențele care ne par mai atractive.
Are și aici necurat un mic rol, anume că speculează slăbiciunile noastre, dar nu le determină. Deci trebuie să nu dăm vina pe necurat, că el de fapt ne îndrumă spre... Am văzut de foarte multe ori și dă vina cineva pe necurat. Nu, slăbiciunea e la tine. Ce ne facem fără el? Chiar ar fi rău fără el, pentru că nu ne-am mai vedea slăbiciunile. Ce frumos! Cum vedeți omului Dumnezeu? Cum am trebui noi să ne comportăm ca să ajungem bine plăcuți lui Dumnezeu? Sau să nu intrăm în conflict cu el? Păi, să știm regulile. Asta e primul lucru. Să scriți acolo regulile. Le-am scris deja. Da? Le-am scris și mai le completez pentru că le descoper și eu sau... Nu că le descoper, că eu, să știți că prin harul pe care l-am primit, mulțumesc lui Dumnezeu, este darul cel mai mare pe care poate să-l facă un om. Eu văd distinct binele de rău, dar e un efort să-l scriu și pentru alții. Atunci trebuie să conștientizez întrebarea care trebuie să o pun ca să primez răspunsul și să pot să-l pun și altuia pe să-l ajut. Omul Dumnezeu înseamnă să fii ca un copil, să-ți păstrezi copilăria, bucuria de a trăi. Naivitatea? Nu. Da, naivitatea e acolo o pildă care spune numai, cum zice, și că acum chiar am, o să-mi amintesc ca să vă spun, deci trebuie să fii atât de, să fii ca un copil care crede absolut tot ce îl înconjoară, frumusețea lucrurilor, se bucură de lucruri nesemnate, care aparent sunt nesemnate, de fapt esență. Să fii atent la modul în care, de exemplu, la modul în care se comportă o floare, la modul în care se comportă o pastră, cum la un copac, cum te uiți la el și ce vezi. Un copac este un mecanism complet de iubire, de dăruire, de iubire. Absolut tot ce înseamnă copac este numai dragoste. El are numai efecte benefice. Dacă mă uit ce face un copac, aș putea să mă gândesc cum să fac și eu. Dacă mă uit cum este o floare, mă uit la ea și deja mi-a bucurat sufletul. Eu, o altă moment în care am învățat ce înseamnă iubirea, e mergând că desculță pe iarbă, învățând ca să intru la facultate. Mergeam dimineața, verile, dimineața desculță pe rouă, pe iarbă încărcată de rouă. Și plimbându-mă așa ore în șir, tot învățând de la 5 până la 10-11 încolo, învățam cu voce tare, tot plimbându-mă așa pe o potecuță, în iarbă. Și la un moment dat am simțit iarbă, ca și cum eu eram iarbă. Și când am început să simt că sunt iarbă, simțeam cum circulă seva prin mine. Am început să simt ce simte iarbă. Știți ce simțeam când ce simte iarbă? Numai iubire. Simțeam că m-a copleșit o iubire teribilă pentru tot ce mă înconjoară. Simțeam o dragoste extraordinară pentru tot ce era în jurul meu. Parcă eram o iarbă și am înțeles ce înseamnă să iubești. Că tot ce ne înconjoară iarba aia, iubea tot ce ne înconjoară. Inclusiv pe mine care mă transformase tot călcând pe ea în iarbă. Atunci am zis, Doamne, dar poate ființele astea neînsemnate, astea sunt iubire. Pentru că vom uita să iubim și a dat Dumnezeu seama și zice, acești copii ai mei se vor răzvrăti împotriva mea și vor uita să mă iubească și că eu sunt sursa lor de viață. Și atunci se vor răzvrăti și le voi trimite în jurul lor toate aceste elemente pline de iubire, neînsemnate, aerul, apa, pământul, florile, copacii, iarba, ca să, în contact cu ele, să se încarce de iubire fără să știe. Ca să nu cumva să se piardă sămânța iubirii. Ce idee frumoasă! Nu e idee, e trăire toată ziua. Da, adică... Așa mi-a dat Dumnezeu, așa am văzut. Și florile, tot ce există? Absolut. Absolut tot. Absolut tot. Eu aveam un prieten, când eram mai copil, așa, și la liceu, aveam un prieten stejar. Vorbeam tot timpul cu el. Îmi transmitea dragostea lui în permanență. E adevărat, dragă, aș fi spus și poate cine ascultă să zică, cine e nebună asta? Nu-mi pasă nici, nu-mi pasă nimic. Nu-mi pasă decât de Dumnezeu. Și atât. Nu contează ce spun oamenii despre mine. Nu contează absolut nimic. Sunt doar eu și Dumnezeu. Și nu mă interesează nimic. Doar eu și Dumnezeu. Ce frumos titlul de emisiune. Da. Atâta doar. Asta este viața mea. Doar eu și Dumnezeu. Și atât de mare bucurie și dragoste. Îl iubesc cu toată ființa mea. Nimic. Și Domnul Marius la fel spune, doar eu și tot ce e în jur e Dumnezeu, toți ceilalți sunt. Doar eu și Dumnezeu și darurile Lui.
Absolut nimic nu mai există. Nimic altceva. Ce poate fi mai frumos într-o viață? Și toate lecțiile lui, că îmi plac, că nu-mi plac, cu multă dragoste de la el. Și neplăcerile. Absolut. Și necazurile. Absolut. Și durerile, suferințele. Da, toate au un sens. De la el. Absolut. De la el sunt toate. Absolut. Nu există nimic în afară lui. Nici chiar ceea ce ni se pregătește. Da, e adevărat că uneori forțele rele pe care noi le-am dezvoltat au puterea asupra noastră. Au puterea asupra noastră, dar ne dă posibilitatea să reușim să le învingem. Adică să spălăm ceea ce a păcălit. Voi să spuneți că nu sunt niciodată destul de rele sau atât de rele încât să dar ne... Dar nu sunt niciodată rele. Eu am să ne zdrobească. Deci nu există rău. Există doar lecții neînvățate. Și care vin cu mesageri pentru a ne atrage atenția. Nu știi lecția asta, nu poți să treci la materia asta. Știți, vedeți că la noi în sistemul de evaluare omenesc există nota 5. În sistemul de evaluare spiritual nu poți să treci decât cu 10. Și 10-le ăla să fie curat cu felicitări. Pentru că dacă, Doamne ferește, ai scăpat, ai acolo o neînțelegere cât de mică, cât un vârf de ac, acolo va lucra necuratul, va face o gaură cât de mare se poate. Deci trebuie să fii, lecțiile să le știi de 10 cu felicitări. Numai așa. Numai așa poți să treci. Numai așa le-ai învățat. Altfel vor veni lecții și lecții mai grele, mai grele, mai grele, până când îi vei învăța. Vă dați seama, nu-i ușor. Doamna profesor, ultima întrebare și foarte interesantă discuția noastră. Dacă ne mai primi și altă dată, ar fi interesant. Când doriți dumneavoastră. Când dorește Dumnezeu să veniți? Pentru că astăzi e o surpriză. Îți mulțumesc, Doamne, ai făcut o surpriză pentru mine. Tu știi ce vrei să se întâmple cu emisiunea asta. Când va vrea El, toate se vor face. Sigur. Și ultima întrebare este, ce se fac acum ca să fie fericit în viață? Nu, mai repet, poate... Să cunoască pe Dumnezeu. Să cunoască pe Dumnezeu. Să fie interesat să înțeleagă cine e, ce vrea și ce... apoi să-și răspundă la întrebarea ce rost am eu aici, ce lecții am de... întrebarea ce rost am și ce lecții am de învățat. Păi da, asta înseamnă să-L vadă peste tot. Cum ajunge acolo? Că să el nu să se uite în jur ca să vadă că există. Să se uite. Doar să deschidă ochii. Să vadă că aerul îl respiră, nu-i dă un punct să-i zică, bă, tu astăzi mă respiri, dar nu mă meriți. Eu nu vreau să mă respir. Cum fac eu cu X când e dușmanul meu și zic, băi, eu nu te suport pe tine astăzi, nu vreau să te văd la față. Aer nu zice așa. Nu ne dă un pumn. Nu ne dă un pumn, da. Sau nu agresez pe X. Că pumnul e ca un fel de agresivitate. E agresivitatea pe care o am eu în suflet când îl văd pe X care îl consider că e dușmanul meu. Deci Dumnezeu se lasă prin aer, nu? Prin aer, prin apă. Prin se lasă și noi nu ne lăsăm. Nu, el este acolo ca să fie surse suplimentare de iubire că... Pentru că am uitat și nu ne conectăm la El gândindu-ne permanent la Dumnezeu. Pentru că nu ne conectăm conștient, să avem surse în subconștientul nostru și să ne hrănească. Altfel am uitat de tot de Dumnezeu. Și vai de capul nostru ar fi, am dispărea de pe fața Pământului. Dar ne dă sursele astea. Aerul, apa, pământul, copacii, florile. Dar organismul ăsta al nostru cu miliarde de celule, cine le administrează? Am înțeles că se cunoaște faptul că o celulă are 100 de operații pe secundă, dar dacă sunt 1000, dar dacă sunt 1 milion de operații pe secundă, cine le administrează? Că sunt din astea chimice complexe. ADN-ul. A structura aceea de ADN, simpla, care stochează într-o celulă, la dimensiuni submoleculare, stochează informație care se traduce tridimensional. Și acel ADN, care este esența, chintesența oricăror ființe, știu să coordoneze, au înglobat în ea toate aceste mecanismul de reglare și de funcționare al unui organism viu. Bine că nu e nevoie să ne coordonăm noi conștient, că vai de capul nostru ar fi. Bine că totul este la nivel de subconștient, că se autoconduc. Pentru că în momentul în care intervenim noi conștient, stricăm totul. Noi știm decât să stricăm. Absolut. Nu. Ne considerăm Dumnezeu și încercăm noi, hai să mai coordonez eu într-un fel, că știu eu că facă că nu există așa ceva. Nu știm nimic.
decât dacă vrem să păstrăm sistemul sănătos, un singur lucru trebuie să știm. Să iubim. Întâi pe Dumnezeu, apoi pe noi înșine și apoi tot ce e în jurul nostru. Când am ajunge la nivelul ăsta de înțelegere și înțelepciune, nu o să mai avem nevoie nici de prea multe cuvinte, nu o să mai avem nevoie nici de multe dorințe, nu o să mai avem nevoie de nimic. Vom fi pur și simplu fericiți. Nu avem nevoie de nimic, nici măcar mâncare nu mai frică. Aduceți-vă aminte de sfinți care au trăit trecut de sute de ani și se hrăneau când pica câte ceva, o bucată de pâine și o gură de apă de undeva. Și trăiau, și trăiesc. Pentru că noi nu ne hrănim cu această mâncare fizică, ci cu aia spirituală. Și când Dumnezeu e și trimite energia Lui asupra ta, mai ai nevoie tu, păi energia aia se transformă și în energie materială. Și invers, poți să monitorezi, să metabolizezi energia materială în energie spirituală și energia spirituală în energie materială. N-ai nevoie de sursă suplimentară de hrană. Numai Dumnezeu e hrana ta. Pur și simplu. Asta-i tot. Mulțumim frumos! Frumos sfârșit de interviu. Eu aș vrea să vă îmbrățișez. Da, pentru că acum... M-ați cuvinte. Chiar nu mai sunt cuvinte. Nu mai. N-avem ce să vorbim. Da, nu mai avem ce să vorbim. E doar Dumnezeu și atât. Știu că odată mi-ați povestit despre genom și cum vine sufletul. Da. Da, am văzut-o cu ochii mei. Fetița mea cea mică. Și domnul Ghidel. Da, eu am rămas însărcinată în ziua în care, înaintea zilei, să plecăm la mare. Și îmi făceam bagajele, eram acolo, făceam bagajele ca să plecăm la mare. Și în timp ce eu făceam bagajele, la un moment dat, la baza scărilor, că noi avem casa cu două nivele, parter și două nivele, și eram la etajul 1. Văd că urcă o fetiță pe scări. O văd că e suflet și mă uit atât la ea și zic, ce-o fi cu sufletul ăsta pe aici? Mă uit la ea. Mă uit foarte atent pe fața ei, m-a speriat încăpățânarea care o avea pe care știți că sufletul este doar sentiment și evidențiază foarte clar sentimentele în exces. Și mă uit pe fața fetiței alea și zic, foarte încăpățânată fetița asta. Mă uitam așa că era încăpățânată, dar era îmbrăcată într-o rochiță roz și traversa scările, dar l-a traversat în diagonală. Adică eu eram în capăt, m-a ocolit puțin și se ducea la copiii noștri care se ocupau în sufrageria de sus. Și am văzut când s-a dus pe lângă mine. Mă gândesc, ce-o fi cu fetița asta care urcă pe aici, pe la mine? Zic, unde s-o fi ducând ea? Nu mai trecut mult și am aflat că sunt însărcinată. N-am făcut nicio legătură cu fetița aia, am uitat de fetița aia. Peste un an, stând în aceeași poziție în care stăteam atunci când, așa, văd pe Teodora mea, cea mică, fetița cea mică, mergând și eu aduc aminte, văd. Îi văd sufletul exact cum l-am văzut la fetiței alea și zic, era Teodora. Și era Teodora. Exact așa e Teodora, încăpățânată și face numai ce vrea ea. Nu poți să scoți din ale ei. Atunci am stat de vorbă cu Dumnezeu și am zis, Doamne, cum e treaba asta? Când am înțeles, zic, cum e treaba asta cu sufletele? Că oamenii sunt tentați să facă avort după o lună, două, trei și consideră că pot. Și atunci mi-a zis Dumnezeu, Dumnezeu trimite darul chiar în ziua în care omul se concepe, când apare o prima zi a lui de viață. Când s-a fecundat în momentul acela, sufletul e trimis deja, el e acolo. Când ai făcut avort, e ca și cum îi spune Dumnezeu, ia-ți sufletul ăsta înapoi și pleacă de aici. Adică refuz un dar de la Dumnezeu. Da, da, omul nu știe atunci chestia asta. Da, dar eu a trebuit să văd cu ochii mei că așa e. Dacă n-aș când fi e tânăr, fi nu gândește. Nu gândește, așa este. Așa suntem. Criminali. Uneori. Uneori. Și nu numai, să știți că uneori acuză criminalul când duce la înfăptuirea fizică a unui lucru. Dar suntem criminali cu cuvintele noastre, cu comportamentul nostru, cu atitudinea noastră. În fiecare zi omorâm suflete. În fiecare zi judecăm și omorâm suflete.
Adică omorâm Dumnezeiescul din noi și din cei din afara noastră și din cei din jurul nostru, prin ceea ce facem noi. Pare foarte rău. Nu o acuz pe nimeni. Din tâi sunt eu. Care și eu, după 40 de ani, fac 37 de ani de cunoaștere a lui Dumnezeu, încă nu n-am ajuns prea departe. Sau cel puțin nu sunt mulțumită deloc de mine. Dar desăvârșirea este pentru cei care... Păi ce ar însemna desăvârșirea? Să fiți infinit de încăduitoare? Niciun gând care să agreseze Universul. Să nu mai judec în niciun moment nimic în ceea ce mă înconjoară. Să nu mai doresc decât să mă bucur de ceea ce am în permanență. Și să nu cer nimic. Și nu cer nimic. Mă bucur de ceea ce am, dar mai judec pe cei din jurul meu. Ceea ce nu înțeleg. Păi noi suntem și așa și așa. Suntem perfecțiunea nu există. Dumnezeu ne iartă. Așa nu m-a iertat celui de pe cruce, criminalului de pe cruce. Sperăm și ne rugăm să fim iertați, că desăvârșirea nu e pentru noi, nu o să atinge niciodată. E greu. Numai Dumnezeu atinge, dar El poate să ierte. Pune în balanță ce e bun și ce e rău la noi și atunci va dori să ierte sau nu, în funcție de lecțiile pe care le mai avem, de greutatea lecțiilor pe care le mai avem de învățat. Numai că una foarte grea e trufia, pe care în fiecare zi, în fiecare clipă, această trufie o practică. Ce înseamnă trufie? Adică îl judecăm pe Dumnezeu, în permanență. Judecând pe semenii noștri, judecând situațiile prin care... Că eu sunt mai deștept decât tine. Nu, aia e orgoliu. E orgoliu. Că, de exemplu, că eu îmi stabilesc soarta. Că nu-mi place asta. Eu am dreptate, tu nu ai dreptate. Nu tu. Eu sunt în măsura mea să obțin asta. Pot să fac asta. Tu nu poți să faci nimic. Nu faci tu, face Dumnezeu. Nu, dacă crede Dumnezeu că ți-aduce un bine acest lucru pe care ți-l dorești, atunci te ajută să-l faci. Dar dacă ți-e de rău, pentru că hoțul se duce să fure. Și ce zice hoțul? Ajută-mă, Doamne, să nu mă prindă. Și te lasă să nu te prindă. Te ajută odată, da, stai puțin. Că prin tine rezolvă o problemă, e adevărat. Ia de la unul care-i lacom. Da, și echilibrează balanța. Deși hoțul este absolut necesar într-o societate în care lăcomia există. Păi și noi pedepsim hoțul? Păi pedepsim pe hoț. Sigur că, dacă lacom, nu-l prea pedepsim. El este de la el a luat, dar hoțul este cel care plătește. Dar hoțul zice și el, ajută-mă, Doamne, să nu mai fac. Lacomul zice și el, dă-mi, Doamne. Dar Dumnezeu zice, ți-am dat destul, nu crezi că e destul? Te duce la pieire, uite, te-ai atașat prea mult. De lucrurile astea și dacă ești atașat la mine, nu mai poți să ajungi. Deci ți-ai rătăcit calea. Deci cum să ajungi noi la Dumnezeu? Care este calea? Echilibru și credința. Și lipsă de atașare. Asta e, bineînțeles, o cale. Trebuie să ne atașăm de nimic, să fim liberi. Nu m-am zis liberi ca pasărea și dar noi și Dumnezeu. Deci să nu punem materia pe primul plan? Ce? Materia? E doar deșertăciune. Care materie? E ca într-un film. Acum e, mâine nu mai e. De fapt, ce e materia? Luăm ceva material cu noi, nu plecăm decât cu sufletul. Restul e... Păi dacă plecăm numai cu sufletul, ce vrem noi de la viața asta? Că ne bătem pentru ceva ce... Să aducem sufletul în armonie cu Dumnezeu. Adică să trăim Dumnezeu. Să trăim așa cum vrea El. Să simțim Dumnezeu. Nu să vorbim despre Dumnezeu, să simțim Dumnezeu. Vedeți? E diferență mare. Asta vorbim data viitoare. Acum trebuie să mă regretim, că trebuie să a venit o doamnă pe care... Da, ăștia zic așa. Da.